Lotul mureșenilor se pregătește intens pentru următoarele meciuri. Partida din deplasare se va disputa în sala sporturilor din Iași. Nicușan nu se va putea baza pe doi dintre jucătorii mureșeni. Covaci și Mario Duque au acuzat anumite accidentări, astfel că aceștia nu vor evolua în meciul cu ieșenii. Potrivit site-ului oficial al celor de la City As, restul lotului este complet și motivat pentru un început bun de retur, victoria fiind singurul obiectiv posibil. Partida dintre CSMS Iași și City Târgu Mureș se va disputa duminică de la ora 16.